Potrivit datelor furnizate de către Institutul Național de Statistică, populația României a scăzut cu circa 9600 de persoane. În ultima lună a lui 2014 s-au născut peste 14.000 de copii și au decedat aproximativ 24.000 de persoane. Institutul Național de Statistică informează că în decembrie 2014 zborul natural a continuat să fie negativ de 9579 de persoane, după ce în noiembrie a fost de 6200 de persoane. Potrivit datelor provizorii ale Institutului Național de Statistică, în ultima lună anului trecut s-au născut 14.697 de copii, cu 200 mai puțin decât în noiembrie. În schimb, în aceeași perioadă s-au înregistrat 24.276 de decese, cu 3.179 mai mult decât în noiembrie 2014. De asemenea, în decembrie a crescut și numărul deceselor copiilor cu vârste sub un an, respectiv 138, în creștere cu 24 față de luna noiembrie. Față de aceeași luna anului 2013, în decembrie 2014, numărul nou născuților a fost mai mic cu 1.213, iar al celor care au decedat a fost cu 754 mai mare. În ceea ce privește căsătoriile și divorțurile, în decembrie 2014, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 4.863 de căsătorii, cu 1.672 mai puține decât în luna precedentă. S-au separat în schimb 2.356 de cupluri cu 11 mai mult decât în noiembrie. Comparativ cu decembrie 2013, în decembrie 2014 s-au căsătorit cu 1.004 mai multe cupluri. Însă s-au despărțit cu 168 mai multe perechi decât în luna decembrie 2013, arată statisticile provizorii. Din 1992 și până astăzi, populația României a scăzut cu 13%, Așa că în țară au rămas doar 19,9 milioane de români, arată datele Institutului Național de Statistică. Județele care au sărăcit cel mai mult la capitolul populație sunt Hunedoara, Teleorman și Caraș-Severin, totul pe fondul sporului natural negativ și al migrației internaționale. Cei mai mulți români au ales să plece în Italia și Marea Britanie.